Deuteronom 10 În vremea aceea, Domnul mi-a zis, Taie două table de piatră asemeni celor din tâi și urcăte la mine pe munte, să faci și un chivot din lemn. Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe cele din tâi, pe care tu le-ai spart, apoi să le pui în chivot. Am făcut un chivot din lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră a semencelor din tâi și am urcat pe munte, având cele două table în mână. Domnul a scris pe table ceea ce a fost scris pe primele, cele zece porunci, care v-au fost spuse pe munte din mijlocul focului în ziua adunării și mi le-a dat mie apoi m-am întors, coborând de pe munte, și am așezat tablele în chivotul pe care l-am făcut, după porunca Domnului, și acolo au și rămas. Izraeliții au plecat din Beerot Beneia, Can la Mosera. Acolo a murit și a fost înmormântat Aaron, iar în locul lui a slujit ca preot Elazar. Fiul său. De acolo au plecat la Gudgoda, iar de la Gudgoda la Iotbata, o regiune bogată în izvoare de apă. În perioada aceea, domnul a pus deoparte seminția lui Levi, poruncindu-i să ducă chivotul legământului cu domnul, să stea înaintea domnului ca să slujească și să binecuvânteze în numele Lui. Aceste lucruri le-au făcut până în ziua de azi. De aceea, Levi nu are nici un teritoriu și nicio o moștenire împreună cu frații săi. Domnul este moștenirea lui, după cum Domnul, Dumnezeul vostru, le-a vorbit. Am stat pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți, ca și mai înainte, iar Domnul m-a ascultat din nou și n-a mai dorit să vă nimicească. După aceea, Domnul mi-a zis: Ridică-te și pornește în călătorie în fruntea poporului, ca astfel să intre și să ia în stăpânire țara pe care am promis-o strămoșilor tăi că le-o voi da. Acum, Israele, ce altceva cere Domnul? Dumnezeul vostru de la voi, decât să vă temeți de Domnul, Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile lui, să-l iubiți și să-l slujiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima și din tot sufletul și să păziți poruncile Domnului și hotărârile lui, pe care eu vi le dau astăzi pentru binele vostru? Iată, ale Domnului. Dumnezeul vostru, sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce este pe el. Domnul s-a atașat de strămoșii voștri, iubindu-i, dar v-a ales și pe voi, urmașilor, dintre toate neamurile, după cum vedeți astăzi. De aceea, circumcideți-vă inima și nu mai fiți încăpățânați. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul Dumnezeilor și Stăpânul Stăpânilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșător, care nu este părtinitor și nu primește mită, care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe străin, oferindu-i pâine și îmbrăcăminte. Să-l iubiți pe străin. Pentru că și voi ați fost trăini în Egipt. Temeți-vă de Domnul, Dumnezeul vostru și slujiți. -i. De El să vă atașați și în numele Lui să jurați. El este slava voastră și Dumnezeul vostru, cel ce a făcut aceste lucruri mari și înfricoșătoare, pe care ochii voștri le-au văzut. Strămoșii voștri s-au coborât în Egipt în număr de șaptezeci de suflete, dar acum Domnul, Dumnezeul vostru, va a făcut la fel de numeroși ca stelele cerului.